I-am curățat în urmă cam cu 2 săptămâni, 2 săptămâni jumate, 3 săptămâni. Și înainte de chiar în jurul Paștelui am curățat. Iar acum suntem în 30 aprilie, deci cam 3 săptămâni. Și am crezut că îi prind și o înfloare. La momentul ăla nu erau încă înfloriți. Erau înmuguriți foarte bine, dar nu erau înfloriți. Credeam că o să-i prind și eu acum înfloriți, dar din păcate floarea s-a trecut. Oricum, ăsta, de exemplu, este rod. Adică florile nu sunt trecute în totalitate, dar nici nu mai sunt în plină floare. Și tot ce a rămas aici, creanga asta, este plină de rod. Ca și pe aici, de exemplu. Mult rod. Aici, la fel. Foarte mult rod. Bineînțeles că nu toate astea vor rămâne și vor ajunge la maturitate, însă anul ăsta promite. Uite o creangă, de exemplu, care este foarte degarnisită, dar aici, toată creanga asta este plină în momentul de față de rod. Îmi pare rău că nu mai sunt florile la maturitate, nu ce au început să se treacă. Așa floarea asta, bramura asta, este plină de rod. S-au trecut florile, dar tot asta este. Și asta de deasupra e la fel. Aici sunt două ramuri un pic concurente, dar nu m-a lăsat inima să curăț pe niciuna din ele, pentru că s-o tai pe niciuna din ele, pentru că de când le-am tăiat erau pline cu rod. Asta, de exemplu, o să o scot la aia, duce la modul și se duce peste celelalte. Dar deocamdată o las, are rod pe ea. Și anul ăsta nu o să deranjeze. La fel asta. Ia uitați, este plină. Are foarte mult rol. Nu vor ajunge, după cum am zis, nu toate vor ajunge la maturitate, dar anul ăsta facem gem, facem compot, facem țuică de prun. Și aici, la fel, florile sunt cam trecute, însă se vede cât a fost de înflorit. Toate astea au rod. La fel asta. Ramura asta. Plină de rod. Până aici. Ca și asta de altfel. Chiar o să mai fac și la toamnă. Ia uitați-o și pe asta. Plină de rod.